oameni buni! Astăzi vă plimb prin Germania. Să-mi aranjez mai mult porcăria. În față avem un camion de transport animale cu semiremorcă. Stai că nu știu cum să fac legătura. Da, e șeful. E șeful. Șefule. Mergem într-un service la în Münster. Mai exact la DAF. El trebuie să-i facă un fel de inspecție, nu la camion, la remorcă. Și eu trebuie să-i fac ITP-ul la Sprinter. Merg și eu așa, precum cocalarii. Da! Astăzi n-am niciun animal. De fapt, am dus de dimineață o vacă. Muuu! La abator, la noi. Azi, mâine, nu știu, să vedem ce fac. Poimâine plec și eu pe cursă. N-am mai plecat de vreo 2 săptămâni. Parcă m-am și plictisit. Să sperăm că or să intre lucrurile la normal cât mai repede. De dimineață minus 2 grade și a fost polei, au dat cu material antiderapant pe străzi. De ce s-a făcut polei? Normal, a înghețat. Până pe la vreo 12-1 noaptea a fost temperaturile ridicate cu plus. În schimb, și a plouat. Bine, n-a plouat foarte mult, la cât să înghețe, să facă alunecuș. Și înspre dimineață s-a lăsat cu minus. Și s-a făcut, frate, polei. De-aia este și șoseaua așa puțin albicioasă, din cauza la clorură. Abar n-am cu ce dau ei pe străzi. Văd că șeful nu prea știe să folosească semnalul, semnalizarea. Hai mă, cum folosește. Hop, hop, hop. Am zis să mai fac un video astăzi cu camionul pe care lucrez. Cât avem o motorină astăzi? 1 și 10,9. Și 1 și 11,9 pentru mașinile mici. Și pentru camioane mai ieftină cu un cent. Da.
după cum am spus, vreau să fac cu camionul pe care lucrez un video cum arată camionul după 4 ani. Și dacă astăzi când am venit de la abator și am clătit camionul, m-am uitat pe număr și am văzut că expiră inspecția. Inspecția ITP-ul. Și am zis lui șeful, face el, păi, la fix, că și eu trebuie să merg cu a mea și mergem împreună. Și mergem împreună. Ce să facem? Să fac altă dată, un loc separat. Vedeți? Ăsta cu semiremorcă trebuie să intri mai mult în sensorul ăsta giratoriu. În schimb, cel cu remorcă, cu a cincea roată, cum se spune. Dar acum nu știu asta cu a cincea roată. Sunt camioane cu două roți și remorca cu două roți. Aia cum se mai zice? A patra roată? Sau camioanele cu 3 roți, 3 osi și remorca cu 3 osi, cum să zice, așa se arată? Deci nu mi se pare ok, dar mă rog, eu spun așa, remorca cu proțap. E, cu aia trebuie să intri normal, ca și cum ai intra cu mașina mică. Poate o idee, poate o idee mai mult. Mă refer în sensurile giratorii. Trebuie să fii atent la curbe închise. Camionul ți-o împinge puțin, dacă faci spre dreapta, ți-o împinge puțin înspre stânga. Știi, remorca. Și trebuie să fii atent la chestiile astea. Mai ales dacă sunt drumuri mai înguste și trafic, s-ar putea să toate bordurile le ia șef. S-ar putea să te lipești de vreunul, știi? Remorca.
să vedem unde ne parcăm. Da, gata, am scăpat. I-am făcut ITP-ul, totul ok. Acum trebuie să merg undeva la Scania. Să duc aparatul pentru drumuri de la camionul nostru Scania care l-am avut. Dar îi dau puțin înapoi să treacă fata sa. Stai să-mi amintesc unde este. Trebuie să trec pe peste tot, frate. Prin tot orașul. Așa e. Ia să-mi dau pe navigație. Pe aici, pe undeva trebuie să ajung. Eu sunt aici. Hai, o luăm așa, frumos. Merge la reprezentanța Scania. Aici e reprezentanța DAF din 3.8. Hai că pot să iau pe aici și ies direct. Din Münster și mergem la Scania, la reprezentanță, la fel din Münster. Băi, sunt chiar buni biscuiți ăștia. Sunt englezești. O dau în englezeală după ce îi termină halit. Am crezut că n-am dat drumul la cameră. A durat foarte puțin. Și acum o țin numai drept. Ba, nu știu dacă o țin eu drept să nu dau în centru. Păi da. Trebuie să merg înspre Gronau. Mă duc eu pe-n centru, că trebuie să iau asta, ăsta la alt, drumul ăsta la altul. Ce e pe-n centru pe acolo? Bine, acum poate că nu e așa aglomerație. Astăzi este... Ne-am pus mă telefonul. În 31 martie 2020. Kliniken. Gronau, Gronau, trebuie să țin tot drept.
Băi, pe partea cealaltă mă lua, uite, exact pe aici, două în plat și exact aici, în dreapta, mă lua chiar pe în centru, fraților. Și e foarte nașpa pe acolo treaba, cu străduțe și așa mai departe. Bă, dar ce liber e, mă, mâncați. Nu vă zic, am nimerit odată aici prin centru, eram atunci la început, aveam camionul ăla cu semiremorcă, lucram pe el și am încărcat pe aici pe în zonă tauri și a trebuit să traversez tot orașul ăsta. Mamă, am avut un noroc, una la mână, a fost noaptea, la 1 noaptea. Și îți dai seama, noaptea este liber. Mă, nene, și m-a luat pe niște poduri, chestii dintre astea de 4 metri, de mamă, pe între niște clădiri, pe centru. Bine, ai voie practic, dacă m-a dus și navigația, nu cunoșteam nici zona, să o iau pe ocolite. Atunci la început, zic, doamne, i-a murit motorul ăsta din față. Rent-a-car, păi dacă e mașină închiriată. Și când am ieșit în partea cealaltă, aici la 1, pe autostradă, am zis, vă da proste. A doua oară, când am încărcat la fel aici în zonă, la fel. Mă lua navigația la fel pe aici pe în centru, frate. Na. Am luat-o frumos pe autostradă. E pe ocolite, are o autostradă așa, cum ar fi centura. Mergi pe ocolite, dar nu mergi cu morcovul la spate, mai înțeles? Ia să vedem noi dacă nimerim la Scania. Mergem repede, a? Pe floricele pe aici, narcise bătute, nu? Nu mai drept, spre Gronau. După ce ieșim de aici, trebuie să facem undeva dreapta. Bine, cei care fac dreapta trebuie să fie foarte atenți, de aia și încetinesc așa din timp la bicicliști. Aude-l și pe la ce bicicletă are. Tank! grade. Uite trotineta unde a lăsat-o. Altă trotinetă. Asta se închiriază. Habar n-am cum, n-am închiriat niciodată. Sper să nu greșesc. Oare aici se face? Ia să o iau eu aici.
A, nu aici, mă, fratele. Hă? Nu aici, mă, frate. La următoarea, dacă nu mă înșel. Da? Am să întorc. Cineva după mine? Am să întorc. Următoarea. Nu, ideea e că dacă merg înainte, trebuie să întorc tocmai la autostradă. Hai mă că merge acolo să întorc. La ăștia în curte aici sau ce naiba e aici. Mor pe KV. Pa! Mai bine intram acolo. Aici ce e, mă? Hai mă să o bag aici, mă. A, pentru LKV, intrare pentru LKV. Aici, în dreapta, azil de bătrâni. Viața, a? Prin și-o verde, mă? Mă, mai prin verde. Să aștept. Da, mai aici. Mr. Netteberge, Nienberge, Nienberge. Da, și uite, în față, încolo, între benzi, e un parapet. Bineînțeles, n-ai cum să întorci, că sunt două benzi și limita de viteză la 80, dar trebuie să întorci la autostradă. Să intri pe autostradă, să faci bucla. Club. Nu e niciun amețit pe acolo? Nu e. Să la zdup. Ia uite baba cu rolele mâncați așa. Mai e și cheală. Hai. Hai. Doamne. Hai, Doamne. Să menține, ce să zic. Bravo ei, nu? Anu, ei, nu a interzis nimeni să nu să iasă afară, dar mai cu perdea așa. Nu foarte mulți, distanța să fie păstrată, minim un metru jumate. Uite și tu ce era aici, mă, cația și guram. Astea erau o forfătă aici de mobilă, de tot ce vrei tu. Ia uite, de bucătărie. Câțiva angajați. Aici ce naiba, service ceva. Autoland. Ăsta e unul dintre multele poligoane industriale ale Münsterului. Cei care încă mai lucrează, eu cred că nu mai lucrează la capacitate maximă. Aici e ceva de gastronomie, depozit. Și
bineînțeles, Scania. Ce mai veneam aici cu Scania noastră veche? Uite, R500. Nou. Bezuhăr, ia mă să bag și eu aici. Gata, am dat aparatul cu pricina. Nu se poate intra. În ușa acolo stă o masă cu cafeaua, nu-ți mai dă voie înăuntru. Înainte mergeai pe unde vrea. Eu stăteam mai pe lângă camion, vorbeam cu mecanicii. Bineînțeles, am luat și o cafea. Zici să nu, să te lași de cafea, frate. A treia cafea pe ziua de azi. Să moară Cipilan. Peste tot, la DAF ne-a invitat la cafea. Aici la fel. Ia să consultăm agenda și să o întindem acasă. M-a sunat și nevastă mea. Ia să o sun. Să vedem care e treaba. Spune-mi și luminile, am aprins. Alo? Ah, sunt în Münster. Am fost. Bine, hai, bine. Ciao, pa, pa, pa. Scania. Mă, urâtă-i culoarea asta, verde ăsta închis, să mor. Da. Chiar că e prostie, ar trebui acolo în fața semaforul, știi, să nu mai stai cu gâtul strâm. Mama, am în spate un tractor. Zrup gâtul. Și acum trebuie să luăm direcția Dortmund-Köln-Recklinghausen. A1. Ne intersectăm după cu A43 sau 43. Frate, mai mult de atât nu merge, n-ai ce să-i faci.
Zo. Gata, am ajuns, n-am putut să mai filmez. Am vorbit cu cineva la telefon și băgăm la garaj treaba. Închidem programul de lucru. Ora 14:06. Ah, am crezut că e ca la mine. Tahograful ăsta. Șeful are pe camion ultima generație de tahograf, să schimbă singură ora de vară. Așa că îmi fac și eu pe aici curat. Și ce să vă zic, fraților, numai bine vă doresc. Și ne vedem, ne auzim.